Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Preasfințite Petru, preasfințite Iosif, cucernici părinți, iubiți credincioși, în această mare sărbătoare în care îi cinstim pe cei doi apostoli stâlpi ai credinței, Petru și Paul, vrem să ne unim în jurul păstorilor noștri pentru a invoca milostivirea lui Dumnezeu și a-i mulțumi pentru mai multe evenimente, mai multe momente pe care le punem ca intenție la rugăciune. În primul rând vrem să îl rugăm pe Dumnezeu pentru preasfințitul Petru, care a împlinit 81 de ani și astăzi sărbătorește și ziua onomastică. Ne rugăm pentru aniversarul a anilor de preoție, mai mult sau mai puține, a tuturor preoților, pentru că în aceste zile sărbătorim cu toți preoții aniversarul Sfințirii. Și vrem ca, participând la această sfântă liturghie, să ne rugăm și pentru toți aceia care poartă numele Petru, Paul sau derivate și împreună în rugăciune noi cei din biserică sau cei care sunt în comuniune cu noi pe internet să trăim acest moment de bucurie în cadrul Sfintei Liturghii, punând în fața altarului toate aceste intenții ale noastre. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Știu în cine am crezut și sunt sigur. Preasfinția voastră, preasfințite Iosif, dragi cucernici părinți, confrați, concelebranți, aici iubiți credincioși în catedrală, persoane consacrate, aici iubiți frați și surori uniți cu noi, în mijloacele de comunicare pe RCS FM. Acum suntem și noi chemați să spunem ce a spus Petru. Nu numai acum, ci mereu în postim. La fel să spunem și ce a spus Apostolul Paul. Iată pentru ce jertfa Sfintei Liturghiei este un moment în care ne rănuim întreaga noastră credință din viață, atât cât trăim. Și o facem cu Sfântul Părinte și cu întreaga Biserică. Îi mulțumim lui Dumnezeu că suntem creștini, că ne-a ales, iar sensul acestei Sfinte Liturghii este un act de preamărire, mulțumire și recunoștință și, în același timp, un act de regret pentru toate greșelile noastre, cerând iertare pentru tot ce ne-a lipsit și am greșit. Acum, pentru a celebra cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii, actul suprem al credinței noastre. Și spunem din inimă, mărturisesc lui Dumnezeu și vouă, frate, am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare, de aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Hristoasă, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, frate, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică.
Gloria in excelsis Deo. Cerească biserica ta în solemnitatea Sfinților Petru și Paul. Dă-i, te rugăm, harul de a urma în toate învățătura apostolilor, prin care primim începuturile credinței, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Citire din Faptele Apostolilor. În acel timp, Irod a pus mâna pe unii din biserică pentru a le face rău. Astfel, l-a ucis cu sabia pe Iacob, fratele lui Ioan. Când a văzut că aceasta este pe placul iudeilor, a decis să-l prindă și pe Petru. Erau atunci zilele azimelor. L-a prins și l-a aruncat în închisoare, încredințându-l la patru grupe de câte patru soldați ca să-l păzească, voind să-l înfățișeze poporului după Paște. Așadar, Petru era păzit în închisoare, dar se făceau neîncetat rugăciuni de către biserică pentru el la Dumnezeu.
Dar în noaptea dinaintea zilei, în care Irod avea să-l înfățișeze, Petru dormea între doi soldați, legat cu două lanțuri, iar în fața ușii, niște străjeri păzeau închisoarea. Și iată că un înger al Domnului a venit la el și o lumină a strălucit în încăpere. Îngerul l-a lovit în coastă pe Petru, l-a trezit și i-a zis, scoală-te în grabă, iar lanțurile i-au căzut de la mâini. Atunci îngerul i-a spus, încinge-te și leagă-ți sandalele. El a făcut astfel, apoi i-a zis, pune-ți mantia pe umeri și urmează-mă. El a ieșit și l-a urmat, dar nu știa că este adevărat ceea ce făcea îngerul. Credea că are o vedenie. Trecând de prima strajă și de-a doua, au ajuns la poarta de fier care ducea în cetate. Aceasta s-a deschis de la sine înaintea lor. Ieșind, au mers pe o stradă și deodată îngerul a plecat de la el. Atunci Petru, venindu-și în fire, a zis, acum știu într-adevăr că Domnul l-a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâinile lui Irod și de la tot ceea ce aștepta poporul iudeilor, cuvântul Domnului. Domnul m-a eliberat de orice teamă. Îl voi binecuvânta pe Domnul în orice timp, lauda lui va fi fără încetare în gura mea. Să se laude sufletul meu în Domnul, să audă cei umili și să se bucure. Preamăriți-l pe Domnul împreună cu mine, să înălțăm numele Lui împreună. L-am căutat pe Domnul și El mi-a răspuns și m-a eliberat de orice teamă. Priviți la El și veți fi luminați și fețele voastre nu se vor rușina. Acest sărac a strigat și Domnul a ascultat și l-a scăpat din toate strâmtorările sale. Îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de El și scapă din primejdie. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul, fericit omul care își caută în El refugiu. Citire din scrisoarea a doua a Sfântului Apostol Paul către Timotei. Prea iubitule, eu deja sunt oferit ca jertfă și timpul plecării mele a sosit. Am luptat lupta cea bună, am ajuns la capătul alergării, mi-am păstrat credința. De acum îmi este rezervată corona dreptății pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor acelora care au iubit arătarea Lui. Domnul însă mi-a fost alături și m-a întărit, pentru ca predicarea să se împlinească prin mine și să o audă toate popoarele. Și am fost salvat din gura leului. Domnul mă va salva din orice lucrare rea și mă va mântui pentru împărăția Lui, cea din ceruri. Lui să fie glorie în vecii vecilor. Amin. Cuvântul Domnului.
ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, venind în părțile Cezarei lui Filip, Iisus i-a întrebat pe discipolii săi zicând: cine spun oamenii că este Fiul omului? Ei au spus: unii Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul dintre profeți. El le-a spus: dar voi cine spuneți că sunt? Atunci Simon Petru a luat cuvântul și a zis: tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului cel viu. Iisus, luând cuvântul, a spus: fericit ești, Simon, fiul lui Iona, căci nu carnea și sângele ți-au revelat aceasta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți zic, tu ești Petru, și pe această piatră voi zidi biserica mea, și porțile iadului nu o vor birui. Ție îți voi da cheile împărăției cerurilor. Dacă vei lega ceva pe pământ, va fi legat în ceruri. Iar dacă vei dezlega ceva pe pământ, va fi dezlegat în ceruri. Cuvântul Domnului! Preasfințite Petru, preasfințite Iosif, cucernici, concelebranți, stimate persoane consacrate, iubiți frați și surori în Hristos. Este impresionant să vezi ori de câte ori luăm parte la o sfântă liturghie deosebită, cum ies din sacristie celebranții însoțiți de episcopi, îmbrăcați în odăjdiile timpului respectiv, trecând prin biserică pentru a se instala altar pentru sfânta și dumnezeiasca liturghie. Cu siguranță suntem impresionați în mod deosebit astăzi, în sărbătoarea vârhovnicilor apostolilor, Petru și Paul, luceferi pe firmamentul bisericii creștine, capodopere ale harului, iubirii milostive a lui Dumnezeu. Văzând în culoarea aceasta roșie veșmintele preoților, imediat facem legătura
E vorba de ceva deosebit și anume de niște martiri. E culoarea sângelui. Tocmai martirii care așa cum se știa și circula la începuturile creștinismului, sângele martirilor, sămânța creștinilor. Și acest lucru se poate constata de-a cursul celor două milenii, de altfel. Și ne suntem plini de bucurie să luăm parte la această sfântă liturghie solemnă, în care Bunul Dumnezeu ne pune în față aceste două capodopere ale sale. Și pentru că admirăm, ba chiar ne bucurăm și vrem să ne bucurăm din ce în ce mai mult, așa cum ne îndeamnă Sfânta Biserică, tocmai de aceea aș vrea să vă spun cuvintele acelea ale Sfântului Apostol Petru în episodul schimbării la fața Domnului nostru Iisus Hristos, când era martor acolo împreună cu Ioan și Iacob la această dezvăluire a divinității lui Hristos. Doamne, ce bine ne este nouă aici! Să facem trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise, una pentru Ilie. Iată-ne, suntem și noi aici, în această frumoasă catedrală, unde ne simțim așa de bine. Și ca precum Petru, am vrea să rămânem aici, pentru că bucuria lui Dumnezeu ne umple sufletele și această bucurie vrea să pătrundă profund în inima fiecăruia dintre noi. Iubiți frați și surori, în lumina liturghiei cuvântului, a textelor din această liturghie a cuvântului, vrem să reflectăm câteva minute asupra acestui motiv așa de important al bucuriei noastre de astăzi. Este vorba de cele două coloane, de cei doi stâlpi ai bisericii noastre, pe care Dumnezeu i-a ales, i-a înzestrat cu tot darul necesar în planul pe care îl avea cu privire la mântuirea noastră cea veșnică. E vorba de Petru, om simplu, Simon pescarul, asupra căruia se oprește privirea lui Iisus și îl cheamă să fie pescar de oameni. Și știm cum l-a urmat pe Iisus în cei 3 ani de activitate evangelizatoare și după ce Iisus Hristos și-a împlinit opera prin jertfa crucii, prin învierea glorioasă și înălțarea la cer, Petru a continuat cu tot curajul, mai ales după coborârea Duhului Sfânt în sărbătoarea Rusaliilor, fără nicio reținere, fără nicio teamă, vorbește. Și atunci când îi se interzice, o spune verde. Nu se poate să nu vorbim despre Dumnezeu. Nu poți interzice lui Dumnezeu să-și spună cuvântul. Și nouă ne-a fost încredințat cuvântul să-l ducem până la marginile pământului. Bineînțeles că autoritățile au luat măsuri de reprimare. Prima victimă a fost Iacob, fratele lui Ioan, pe care l-a ucis Irod. Și acum avea de gând să-l aresteze și pe Petru. Și l-au arestat, l-au pus în închisoare, așa cum ați auzit din prima lectură, dar Dumnezeu cel Atotputernic, care
are gândurile lui, s-a folosit de înger, îngerul s-a dus în închisoare, l-a eliberat. Ceea ce a dat semn și autorităților că trebuie să se poarte cu ceva mai multă îngăduință. Faptele Apostolilor ne arată toată activitatea lui Petru în această perioadă, până când de la Antiohia el s-a mutat la Roma și la Roma acolo a predicat, acolo a activat în comunitatea creștină de la Roma și a comunicat cu ceilalți creștini din alte comunități unde fusese prin Asia Mică, prin scrisorile cunoscute. Un alt moment din biografia lui Petru este acela de la Marea Tiberiadei. În timp, după câtva timp de activitate evangelizatoare, în care apostolii îl urmau și, bineînțeles, Petru foarte mult entuziasm, la un moment dat Iisus vrea să-i pună la un extemporal, la o testare. Ei, acum ați auzit ce am spus, ați văzut ce am făcut, ce zic oamenii că este Fiul omului? Și care mai de care a răspuns cum a auzit? Că-i Moise, că-i Ilie, că-i Ieremia sau unul din profeți. Ei, ăștia, asta spun oamenii, dar voi, martori oculari, martori permanenți ai mei, voi ce părere aveți? Voi ce credeți? Și Petru, purtătorul de cuvânt, bineînțeles, inspirat de Tatăl Ceresc, o spune clar: Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Urmează scurtul acela dialog. Iisus trebuia să recunoască această realitate divină și de aceea îi spune, îl felicită: Fericit ești, Simon, fiul lui Ioan. Nu trup, sânge ți-au descoperit acestea, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și de aceea îți spun că tu ești Petru, pe această piatră voi zidi biserica mea, porțile iadului nu o vor birui niciodată. Ție îți voi da cheile împărăției cerurilor. Și dacă vei lega ceva pe pământ, legat va fi și în ceruri. Vei dezlega ceva pe pământ, dezlegat va fi și în ceruri. Iubiți frați și surori, al doilea din cei doi sărbătoriți de astăzi, Paul, om învățat, farizeu din rândul farizeilor, care a dovedit multă râvnă în reprimarea adepților, acelora care au primit mesajul lui Hristos și avea scrisori ca să prindă creștinii din toate părțile, în special ceea ce ne interesează, pe cei din Damasc, și se duce să-i prindă pe cei de acolo, să-i aducă la Ierusalim în fața Sinedrului pentru a fi judecați și pedepsiți. Dar Dumnezeu are planurile Lui. Și de aceea, în drumul Damascului, se întâmplă miracolul convertirii lui Saul, care devine Paul, cu totul transformat și în serviciul adevărului Evangheliei, în slujba lui Hristos. Știm cu toții
de cele mai multe ori duminicele ne pun în față din scrisorile acestui mare convertit pe care îl cunoaște toată lumea ca apostolul neamurilor. El însuși spune cum a fost convertit, cum i s-a descoperit Iisus cu toate tainele sale, ce misiune, ce asigurare i-a dat. L-a prevenit de toate pericolele în care se va afla, suferințele pe care le va avea de îndurat și le-a acceptat. Paul le-a acceptat cu dragă inimă, așa încât când presimțea că îi se apropie sfârșitul, în scrisoarea a doua către Timotei îi spune acestuia: sunt deja jertfit, a sosit momentul plecării, am dus lupta cea bună, mi-am păstrat credința, sunt la capătul alergării. De acum am rămâne ca dreptul judecător să-mi dea coroana răsplății. Nu numai mie, ci tuturor acelor care iubesc arătarea Lui. Iubiți frați și surori, aceste câteva schițe ale personalității, ale acestor mari eroi ai credinței noastre, să fie încurajare pentru fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi, prin botezul Lui, a devenit discipol al Lui Hristos. Să avem curajul în toate împrejurările vieții, să spunem și noi: Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iar împreună cu Paul, știu cui am crezut, știu cui cred, știu pe cine îl ascult, știu pentru cine mă jertfesc. De aceea, pentru mine, a trăi înseamnă Hristos. Nu vreau să mă laud cu altceva decât în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care eu sunt răstignit pentru lume și lumea pentru mine. Preasfințite Petru, mi-aduc aminte, cu 6 ani în urmă, eram tot aici, în această Sfântă Catedrală, și ne bucuram cu toții de niște evenimente deosebite. Pe atunci, Preasfințitul era episcop în exercițiu al diecezii de Iași și împlinea la acea dată de 29 iunie 1965, împlinea 75 de ani de viață, 50 de ani de la hirotonire preoțească și 25 de ani de la consacrarea episcopală. Ne-am bucurat mult atunci pentru că Dumnezeu ne va dat ca păstor al acestei dieceze. Știm, cei care suntem mai în vârstă, am urmărit îndeaproape, mai ales cei care suntem aici în centru diecezan, am cunoscut, am apreciat, apreciem și acum și mulțumim lui Dumnezeu împreună cu dumneavoastră, cu preasfinția voastră, și tedeumul care astăzi l-am rostit după liturghia orelor, cu siguranță am fost uniți împreună pentru a mulțumi lui Dumnezeu încă o dată și pentru cei 81 de ani și pentru anii de preoție și de episcopat. Vă urăm ca să împreună să-L preamărim pe Dumnezeu și mai departe. Nu pretind să mai fie încă 6 ani, cum au fost din 2015 până acum,
dar, așa cum se spune la Huș, urarea cea mai concretă, cea mai frumoasă este preasfințite și la anul cu sănătate. Și așa cum ne-am rugat și ne-a îndemnat Sfânta Biserică la începutul acestei liturghii, ne bucurăm pentru că Dumnezeu ne-a umplut inimile cu bucuria aleasă și cerească și rugăm să ne dea harul ca să urmăm învățătura apostolilor așa cum ea am primit-o la începuturile credinței noastre. Sfinților apostoli Petru și Paul, rugați-vă pentru noi, preasfințite într-un mulți ani. Fraților prea iubiți, în bucuria sărbătorii credinței a Sfinților Apostoli Petru și Paul, acum în catedrala noastră, împreună cu pastorul diocezei, noi toți ceilalți slujitori preoți, persoane consacrate și credincioși, dorim să ne arătăm și să ne mărturisim această credință care ne unește cu Sfântul Părinte Papa, spunând, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernic, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl, mai înainte de toți veci, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, iau ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer. S-a întrebat de la Duhul Sfânt, din Maria și facă om, s-a răstecnit pe noi, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Sfântul și s-a suit la cer și a dat de dreapta Tatălui și iarăși va veni să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătător, care de la Tatăl și de la Fiul pur cer, care împreună cu Tatăl și cu Fiul, este adorat și preamărit și a grăit prin proroc. Cred într-una sfântă, catolică, mărturisesc cum vorbesc spre iertare ta. Aștept învierea morții și viața viacului ce va veni. Amin. Fraților preaiubiți, adânc înserați în misterul lui Hristos, mort și înviat, prin mijlocirea Sfinților Apostoli Petru și Paul, să invocăm binecuvântarea lui Dumnezeu asupra întregii biserici, asupra Sfântului Părinte Papa Francisc, a tuturor episcopilor, a tuturor preoților și credincioșilor, spunând, Doamne, sfințește poporul Tău! Doamne, sfințește poporul Tău! Pentru ca toate comunitățile care cred în Hristos și sunt răspândite în toată lumea, să-și reînnoiască mereu credința în Fiul lui Dumnezeu cel viu și să-L proclame drept mântuitor al lumii, să ne rugăm.
Doamne, sfințește poporul. Pentru ca Papa, piatra fundamentală a bisericii noastre, să întărească pe frați în credința, în înviere, pentru a face din toți unicul popor al lui Dumnezeu, să ne rugăm. Te rugăm, ascultă. Pentru ca toți conducătorii popoarelor să asculte aspirația spre unitate și pace a popoarelor lor și să promoveze adevărul și dreptatea pentru binele tuturor, să ne rugăm. Doamne, sfințește poporul tău. Pentru ca suferința celor persecutați pentru credința și iubirea lor, unită cu aceea lui Hristos și a apostolilor, să colaboreze la eliberarea lumii de lanțurile egoismului, să ne rugăm. Doamne, sfințește poporul. Pentru ca dialogul ecumenic între biserici să devină tot mai eficient și să contribuie la înfăptuirea unității, să ne rugăm. Doamne, sfințește poporul. Pentru ca rugăciunea liturgică să ne deschidă inimile spre nevoile lumii și să ne facă martori a iubirii lui Hristos, să ne rugăm. Doamne, sfințește poporul. Doamne, Dumnezeul nostru, prin mijlocirea apostolilor Petru și Paul și prin revărsarea Duhului Tău Sfânt, întărește poporul Tău pe drumul credinței și fă ca de pe toată fața pământului să se înalțe spre tine lauda și recunoștința noastră. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Thank you.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic. Rugăciunea apostolilor să însoțească, Doamne, darurile pe care le aducem spre sfințire înaintea Ta și să ne păstreze strâns unici cu Tine în celebrarea acestei jertfe prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Și Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Petru a fost cel din tâi care a mărturisit credința în Hristos și adresându-se fiilor lui Israel a alcătuit prima comunitate creștină. Paul a pus în lumină misterul mântuirii și a predicat Evanghelia popoarelor păgâne. Amândoi apostolii au muncit, pe care cu darul primit, ca să strângă la un loc unica familie a lui Hristos. Iar acum uniți în aceeași mărire în ceruri, primesc pe pământ din partea poporului creștin aceleași laude. De aceea, toți îngerii și sfinții, cântăm imnul măririi tale, zicând fără încetare. Cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers. Și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus, să-i se aducă numele Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim,
pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine, căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din această tot. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cine luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate de la darul bisericii tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, cu Sfinții Apostoli Petru și Paul și cu toți Sfinții, prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francis și Episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de apururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule Tată tot puternic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați-te porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești
sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a dat pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim purura liberi de păcat și ferit de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea nouă, nu privi la păcatele noastre, și la credința bisericii Tale, binevoiește a dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Oferiți-vă un semn de pace. Iată mielul lui Dumnezeu care ia asupra Sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Dar spune-mi trupul lui Hristos.
Să ne rugăm. Dă-ne, te rugăm, Doamne, harul că întăriți de această mană să dăm astfel în biserică exemplu și să trăim frângerea pâinii și învățătura apostolilor, devenind o inimă singură și un trup, un suflet întemeiat în iubirea Ta, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Mi-a plăcut cântarea de la împărtășanie, așa de frumos executată de corul Bisericii Catedralei noastre, care se potrivește de minune pentru sărbătoarea din seara aceasta, și anume Misericordias Domini in Eternum Cantabo, milostivirile lui Dumnezeu, binecuvântarea Lui, harurile pe care le-a revărsat și le revarsă asupra excelenței voastre și prin excelența voastră asupra diecezei noastre, în veci le voi cânta, spune această cântare, și într-adevăr îi mulțumim lui Dumnezeu din toată inima pentru nenumăratele haruri și binecuvântări revărsate asupra poporului diecezei noastre prin excelența voastră de-a lungul anilor îndelungați de păstorire în fruntea diecezei. Lui Dumnezeu îi se cuvine întotdeauna cinstea, închinarea, lauda și preamărirea noastră. Și de aceea le-am adus acum la Sfânta Liturghie, împreună cu excelența voastră, cu preoții din altar și cu dumneavoastră și cu toți cei care s-au unit cu noi în rugăciune la această Sfântă Liturghie. În solemnitatea Sfinților Petru și Paul este și ziua onomastică a excelenței voastre. De aceea rugăm pe Dumnezeu să vă dea ani mulți de pensie, să vă puteți bucura de roadele jertfei pe care ați făcut-o în cei mai bine de 40 de ani în fruntea diecezei noastre și în toată viața de preot, păstor al diecezii. Îi mulțumim lui Dumnezeu și rugăm să vă binecuvânteze în continuare cu sănătate, haruri îmbelșugate și la mulți ani, pe care mulți ani să le exprimați acum și într-o cântare. Să vă aud! Mulțumesc frumos că ați citit. Numai două clipe, dacă vreți să mai luați loc, și dumneavoastră, dragi părinți concelebranți, credincioși din catedrală și cei care ne urmăresc pe RCIS FM, o clipă, pentru că vreau să spun că ceea ce trebuie să facă un episcop și un preot și orice credincios trebuie să fie cuprins două cuvinte. Deo gratias. Adică să-i mulțumim Domnului. Mulțumesc Domnului. Mulțumiri Domnului.
Când am auzit că preasfințitul se folosește de cuvântul și cântul coreșilor noștri, am spus că mi-a citit gândul, că așa vreau eu să încep, dar m-am bucurat, preasfințite, că ați spus preasfinția voastră. Mulțumesc Domnului pentru toate. De fapt, pentru ce am primit, pentru ce am putut face, e cer lui Dumnezeu, iată, prin Sfânta Liturghie, să fie îngăduitor cu tot ceea ce nu am putut împlini. Dar n-a fost după cum chiar Dumnezeu. Și sigur că, iată, liturghia de astăzi, așa am înțeles-o, așa m-am bucurat că Preasfințitul mi-a spus să celebrez eu. Ca să-i mulțumesc lui Dumnezeu cu două cuvinte. Eu gracias. Și sigur să mulțumesc tuturor Preasfințitului, Carlului General, venerabilului nostru, părinte profesor, care sigur că noi am fost la umbra lui în toată această perioadă de atâția ani. Mulțumesc pentru cuvintele spuse. Precum și celorlalți părinți care au venit aici să aducă cu mine, împreună cu mine, această mulțumire. Sigur, părinților profesori, părintelui decan de Bacău, aici văd, părintele Alois Feche, unul dintre cei care ne reprezintă după atâția ani de muncă în diegeză de Vala Pezaro și a venit pentru 50 de ani de preoție, martori ai acestor momente din viața bisericii noastre. Mă bucur să fiu în catedrală, și aici, sub privirea Maicii Domnului, împreună cu dumneavoastră, toți cei care ați participat și v-ați unit cu noi, să spun acest Deo gratias. Sigur că se cuvine să fie o rugăciune continuă, pentru ca Dumnezeu să ne copleșească cu darurile sale, cu curajul care trebuie să-l avem. Sigur, mai ales în perioada aceasta grea de pandemie, care ne este și aceasta o lecție de a avea grijă de Dumnezeu și de sufletul nostru. Să nu uităm că fără El nimeni nu poate să facă nimic. Oricum îi mulțumim și vă mulțumesc cu toată inima tuturor celor care mi-ați spus un cuvânt de încurajare și rog pe Dumnezeu acum, preună cu Preasfințitul, implorând o binecuvântare pentru toți cei de aici, pentru preoți, persoane consacrate, credincioși prezenți, credincioși uniți cu noi, toți creștinii noștri din întreaga lume de care suntem legați. Vă mulțumesc și vă invit să-i aducem lui Dumnezeu o rugăciune specială la sfârșit, adică implorarea unei binecuvântări. Vă rog! Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Sfinților Apostol Petru și Pavel, să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Amin.